Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Cum sunteți? A? Eu am anxietate. Nu neapărat de la decor, dar vine Crăciunul și trebuie să mă duc acasă? Mai bine masa în familie nu sunt mama și tata, sunt 17 oameni. 17 oameni e un eșantion de populație. Și sunt oameni de inteligență și dimensiuni diferite. Doi dintre ei sunt reprezentanți de ale MLM, din ăla de vând praf de slăbit. Și vin cu insignia aia, vin cu insignia aia, cu slăbește acum, întreabă-mă cum. Marș, Mihaela, nu te-a întrebat nimeni niciodată nimic. Nimicul ăla, cum mâncăm noi sarmale. E groaznic. Groaznic. Da, măcar e drăguț că jucăm Mima, asta e fain. Mima e un joc în care ne prefacem că suntem o familie. Ne aflăm cine e acasă lui bunica, e foarte drăguț. Foarte fain. Cel mai târșă mie de mătușă mea, am o mătușă din aia așa de... Are 50 de ani de când o cunosc? Și ea de 30 de ani are 50 de ani. Are așa, e genul ăla de profesoară de chimie. Are o dietă foarte echilibrată, bazată pe cafea, țigări și bucuria altora. O aveți și voi? E foarte drăguță. Și tot timpul mă prinde și mă întreabă, ce faci, fată? Cum e pe la București? Nu așteaptă să-i zic cum e la București, că îmi spune ea. Vai, dragă, e atât de jegos acolo, dar eu nu m-aș muta niciodată. Fă, da, ți-am făcut chemare. Ce e tot atâta? Așa e la mine. Chemare. Nu vreau să... Nu sunt toți nașpa. Nu sunt toți nașpa. Că mi-au însuflat asta de, bă, Ioana, tu de ce nu? Tu de ce nu? De ce nu poți, mă, să fii ca Alexandra? Alexandra e verișoara mea mai tânără, care s-a căsătorit cu un dentist. Bravo! Nu o cunoașteți, dar simțit așa un pic, așa în voi, așa un pic de... Bravo, da, așa este. Așa este. Nu e ok. Eu nu înțeleg cine se căsătorește cu un dentist. Eu înțeleg să te combini cu un dentist și să dai la el. Până îți rezolvă ce-i tu acolo, plombe, plombe, habar n-am. A după aia... Îi dai drumul înapoi în sălbăticie ca la somon. Ca să ne facem toate dinții. Nu mai fiți proaste. Eu de asta am dinții strâmbi. Că pe vremea mea te mozoleai cu un băiat pe Windows Vista. S-au schimbat vremurile. Trebuie să te... Ce avea dacă îi dădeam și eu mână de ajutor lui băiatul ăsta? Să pună și mie aparat dentar. Că nu, că suntem rude. Nu suntem rude eu cu el. Dar în fine. Oricum n-ai cum. Băiatul ăsta e foarte plictisitor, domnul dentist. Mă rog. Nu e dentist, e ortodont. Și nu este videocetistă, e operator calculator. E el e foarte plictisitor. Este efectiv culoarea bej, săracu. E... Dacă ar fi o trupă, ar fi Hara. N-ai cu cine. El se trezește în fiecare dimineață, la 5 dimineața, și iese la alergat. Nu aleargă către ceva sau fugărit de ceva. Aiuri așa. Ce e asta? A trebuit odată să stau cu el în mașină 2 ore, fără radio, ferească Dumnezeu. A fost o conversație la fel de interesantă ca un goblen cu 2 peruși. Nu? M-aș fi distrat mai tare dacă făceam un puzzle numai cu cersenini. Era mult mai fain. Mult. Super distractiv. Hai cu... Și acum vor să facă un copil. Și a găsit varmea curs de făcut cu pe internet, că ea nu-i săracă. E și un pic scârbică de sex. Și mi-a trimis cursul ăsta, este foarte drăguț, este cursul de concepție imaculată. Și scrie acolo că e o tehnică de meditație folosită de strămoșii noștri dacii, care puteau aduce pe lume un copil fără să facă dragoste fizic. Da, discurs. Cursul ăsta costă 600 de lei. Bravo. A dat 600 de lei. Ca să înveți să faci copii fără să faci copii. Nu o să aducă pe lume un Stephen Hawking. O să aibă un copil din ăla care mănâncă aracet, are ciungă în păr, votează pe un kil de ulei. Nu mai trebuie din așa. Și vrea să nască acasă.
în secolul ăsta vrea să nască acasă, ca să nu-și streseze în plus bebelușul. Și eu l-am plus, m-am blocat, că nu înțeleg de ce e deja stresat. Că nu-l caută banca, n-are de făcut Adidas și nu are nimic. Am presupus că noaptea îi șoptește, nu te vaccinează mami, nu te vaccinează mami. Și te ia panica. Și ăștia doar 2 din 17 oameni. Ma. Am și rude pseudo-italiene, foarte drăguți. Ei născuți la pătârlagele. Nu cuprind cu mintea conceptul de igienă orală. Ei folosesc casa dentară să taie mămăliga, dar vin și pronunță cuvinte precum mozzarella. Sunt așa, ceau, ragața, ce faci? Marius, 3 luni ai fost plecat, 3 luni, nu mai vorbi așa. Marius e foarte supărat pe mine, mi-a zis că este mult o disgrație, că eu îmi pun lapte în cafea. Eu și cu Marius ne certăm pe asta, în timp ce amândoi bem cafea din aia marcă proprie, făcută la ibric. Dar noi ne certăm pe conceptul de cafea și de expresul. Foarte drăguț. Și am șoferișoară întreținută. Gen super întreținută. Vine cu aparținătorul de Crăciun. Băiatul ăla. El arată cum vă imaginați că arată. Închideți ochii, cum... așa arată, fix așa arată. Este un băiat care lucrează pe Anglia. Să zicem că în domeniul bancar. Cum ar veni? A, emitere de carduri, știi? E... nu mai are voie pe Spania. Așa e el. Foarte drăguț. Are tatuat așa mare pe piept anul lui de naștere. Care probabil e și pinul de la card. E foarte drăguț. Foarte drăguț. Așa. Doradu. Elia. Nu zice multă, nu știe multă, dar nu zice taci acolo, mestecă. E foarte drăguț. Ce foarte greu să fii fată întreținută. Varmea trebuie să alerge tot timpul, să se duce și își laminează genele. Ce? Aia am zis, nu știu, eu am presupus că spui folie de sandwich pe ochi, da? Nu știu exact. E foarte greu să fii întreținută, că toată lumea, oh, te-ai pupat cu un băiat, ți-a dat la mașină, da. E ca la corporație, trebuie să o iei de jos, trebuie să muncești pe pufuleți, pe un telefon, până la mașină, aha, te doare aici, ți se blochează. E... muncă! Spășită! Că la mașini e invidia cea mai mare, mi-am dat eu seama. Că dacă vedeți o fată, orice fată, într-o mașină super scumpă, te gândești, zdreanță întreținută, știi tu sigur? Aceeași fată o iei și o pui într-un papuc, ești vai săraca, o fi frigidă. Pe de altă parte, dacă întrebi orice băiat care n-a văzut penis străin în viața lui, îl întrebi, Marius, tu pe ce mașină ai... Fată, îți zice cu o încredere în el, este Lamborghini, Ferrari, îți dai seama. Deci unde e tu pretenție de la mine? Cu atâta experiență, să mă ierte bunul Dumnezeu. Ai strâns tu rufele, e frumos. Și atât din partea mea, a fost foarte super. Distracție plăcută. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.